Chiar și acneea, care acum o vedem chiar și la copii de 90 ani. Da, da, da. Toate afecțiunile se întâmplă mult mai devreme. Stresul zilnic, poluarea, exact, mâncarea, toate ne afectează. Da, ați atins un subiect, nu știu exact dacă l-am terminat bine pe cel cu psoriazisul sau cu alopecia, dar și această acnee, cum spuneați, o întâlnim la copii, da? 9-10 ani sunt încă copii, da, așa chiar este. Dacă acum această preadolescență se instalează mult mai devreme, dar o întâlnim. Doamna doctor, am văzut și la femei adulte, da, care nu au avut niciodată probleme cu tenul, un ten curat toată viața, și la o anumită vârstă s-au trezit cu acne, așa, peste noapte. Ce se întâmplă? Despre ce e vorba acolo? Acnea poate apărea la orice vârstă, de la 9-10 ani până la 30-40, cum bine ați spus, la femeia adultă. În funcție de vârstă există anumiți factori favorizanți sau predispozanți. Pe lângă stres, da, există o hipersecreție a glandelor sebacei, dar și anumite produse topice, anumite uleiuri pe care le aplicăm sau produse naturale care pot favoriza apariția coșulețelor. Uleiurile este bine să le evităm atât la nivelul feței, cât și a părului sau mâinilor. A, să nu aplicăm ulei pe față, pe păr sau pe mâini? La persoanele care au o predispoziție pentru sau au un ten mixt gras. Am înțeles. Este bine de evitat. Da. Persoanele cu un ten uscat pot să folosească, desigur, uleiuri fără nicio problemă. Dar atunci când apar diverse probleme la nivelul feței, acele coșulețe, este bine de evitat. Desigur, uneori pot să apară anumite dezechilibre hormonale și aceste coșulețe să fie în legătură cu un dezechilibru hormonal. Da, de la aceea... 16 ani n-ai avut niciun coș, te trezești la 40 că apar coșuri. Da, e un dezechilibru hormonal acolo. De cele mai multe ori, da. Și desigur, trebuie adaptată rutina zilnică la curățarea tenului, nu? Da, exact. Și cred, doamna doctor Cutărie, că e foarte important, știți, totul pleacă din interior, de fapt. Da, și alimentația are importantă și alimentația, desigur, chiar sunt studii care demonstrează că atât ciocolata, dulciurile în exces, cât și condimentele, lactatele, alimentele iuți pot să accentueze. Exact ce ne place cel mai mult. Putem să mâncăm, dar într-o cantitate mică, și eventual o ciocolată neagră și o bucățică, nu o ciocolată odată. Da, dar e mai bună cea dulce, e mai sănătoasă, da, cea așa neagră. Este, dar așa este. Trebuie să avem grijă, fiindcă acnea poate să lase cicatrici. Leziunile inflamatorii mari pot lăsa cicatrici, acele semne urâte, care au un impact major asupra calității vieții. Ele trebuie tratate, pot fi tratate, desigur, cu anumite creme și prevenite cu anumite creme, medicamente. Ulterior, după apariție, trebuie tratate cu proceduri. Bun. Acum, adolescentele, da, care asta e, se trezesc cu această acnee pe față și știm că la adolescență e acea perioadă în care vrei să fii cea mai frumoasă. Nici un coșuleț măcar. Da, exact. Să ești în oglindă, să te aranjezi și acea perioadă în care fluturași în stomac și îndrăgostirile, și fetele suferă foarte mult în acea și perioadă. Și fetele, dar și băieții, să știți. Și băieții, da, da, sigur. Da, și băieți sunt care sunt duși de părinți la cabinete pentru... Cum se tratează la adolescenți această acnee? Pentru că, nu știu, e vreo diferență între tratamentul aplicat unui copil, unui adolescent și cel aplicat unei femei mature sau desigur, sunt anumite produse topice, care, medicamente care trebuie folosite diferit în funcție de vârstă.
în adolescență, acneea trebuie tratată în principal prin patru pași simpli. Așa. Pentru început. Să-i auzim, da. Că sunt convinsă că urmăritoarele noastre vor să audă de aceste tratamente. Un produs de curățare, uneori chiar un produs blând de curățare, care să nu usuce în exces pielea dimineața și seara. Ulterior, folosirea dimineața unei creme ușor hidratante, matifiante. Da. Apoi o cremă cu factor de protecție peste crema hidratantă sau o cremă hidratantă care să aibă deja un SPF, de preferat minim 30 sau chiar 50. Seara este primul pas este pasul de curățare, desigur. Apoi aplicarea unei creme hidratante dacă se simte pielea uscată. Da. Și după 15-20 de minute se poate aplica crema medicament, care să fie diferită în funcție de tipul de acnee. Se poate tipul folosi... de acnee și probabil tipul de ten, nu? Că și aici... Da, și vârstă, mai vârstă. Mulți factori de sensibilitate a fiecăruia, de zona de zona pe care există acnee, de anumite creme putem să le folosim pe față, alte produse mai puternice putem să folosim și pe corp. Există acnee și pe corp, după cum bine știți. Da? Pe ce zone se mai întâlnește? Torace, în principal, pe spate, dar și pe piept, zona presternală. Iar la femeia adultă, la nivelul gâtului. Am înțeles. Bun, acum, acest tratament se face toată viața? Nu, acneea este o afecțiune cronică, ține câțiva ani, da, de la câteva luni la câțiva ani. Bun. El trebuie tratat cu cremițe acasă, uneori chiar și pastile, în funcție de tipul acneei. Și, desigur, tratamente de curățare, de exfoliere în cabinetul medicului dermatolog. Am înțeles. Aceste tratamente se fac periodic, o dată la o lună, două, în funcție de pacient. Deci, pentru aceste persoane, adolescente, da, fete și băieți, e foarte important și regimul alimentar, că degeaba te dai cu creme și degeaba încerci să tratezi acneea la suprafață, în contextul în care mergi și mănânci acele produse fast food ales, condimentate, cu multe sosuri, cu iuți, foarte multe dulciuri. Deci, cred că merg mână în mână. Desigur, așa este. Alimentația trebuie evitate. Cu tratamentul. Nu? Condimentele, cum am mai spus... alimentele bogate în grăsimi, lactatele bogate în grăsimi. Da. Da. Bun. Am încheiat cu acneea? Mai avem de spus despre acnee? Nu știu. Acneea trebuie tratată, nu trebuie lăsată să treacă de la sine. Da. Uh-huh. Nu trece odată cu vârsta, nu ține neapărat de adolescență. Trebuie tratată tocmai ca să prevenim apariția cicatricilor, da? Da. Acele găurele care apar la nivelul feței și care deranjează foarte mult. Mai scăpăm vreodată de acele găurele care la unele persoane rămân după acele boli ale copilăriei, după varicelă. Da, mai ele dispar, se pot trata, da? Dar trebuie făcute diverse proceduri, nu o singură procedură. Mai multe proceduri, acestea pot fi ori dermapen, microneedling, ori mezoterapie injectabilă, Morpheus, deci radiofrecvență fracționată, toate, laser fracționat, desigur. Deci, trebuie doar să ne adresăm medicului dermatolog din timp pentru a ști ce trebuie să facem.